Jar vor fi plantat sâmbătă la Mărășești în cadrul proiectului Parcul Memoriei Naționale Romândria, inițiat de Antena 3. La eveniment sunt așteptați să participe peste 3.000 de voluntari. Parcul Memoriei Naționale va avea 335.000 de stejari, câte unul pentru fiecare erou căzut în primul război mondial, al cărui sacrificiu a dus la realizarea Marii Uniri din 1918. Acum 100 de ani, trupele generalului von Mackensen erau oprite aici, pe frontul de la Mărășești, sub deviza "Pe aici nu se trece". Acum, în același loc, vor fi plantați peste 300.000 de stejari în memoria soldaților căzuți la datorie. Pregătirile pentru prima acțiune de plantare a stejarilor din Parcul Memoriei Naționale au intrat în linie dreaptă. Primii 50.000 de stejari vor fi plantați sâmbătă la Mărășești. Va fi împădurit în această etapă o suprafață de 100.000 de metri pătrați cu ajutorul a mii de voluntari. Ideea de a crea Parcul Național al Memoriei Naționale între Mărăși și Mărășești a apărut în contextul celebrării centenarului Marii Uniri și pentru a cinsti memoria ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă din primul război mondial. Consiliul Județean Vrancea, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, cu Rom Silva, ICASU și Antena 3, au încheiat un protocol și am obținut de la Consiliul Local Mărășești o suprafață de 75 de hectare unde vom planta cei 335.000 de puieți de stejar. Toți românii sunt invitați să participe la plantarea primilor 50.000 de puieți. Un proiect care a fost realizat, gândit și iată, pus în practică astăzi, prima etapă de către președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Mariano Crișan, alături de echipa Antena 3. Proiectul este coordonat de Antena 3 în parteneriat cu Rom Silva și Ministerul Apărării și a fost aprobat în unanimitate în Consiliul Județean Vrancea. Supun la vot proiectul amintit. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate. Mulțumesc. Primul stejar al viitorului parc a fost plantat în memoria eroinei Ecaterina Teodoroiu pe data de 6 august la ceremonia organizată cu ocazia centenarului bătăliei de la Mărășești. Este stejarul Ecaterinei Teodoroiu și e important să fim cât mai mulți cei care vom face acest prim pas spre ceea ce spuneam va fi Parcul Memoriei Naționale. Haideți, vitezelor, cine dă prima lopată de pământ? Hai și tu, Iana. Uite, mai avem încă una acolo pentru voi. Să fie într-un ceas bun. Plantarea celor 335.000 de stejari în Parcul Memoriei Naționale se va face în etape până la finalul anului viitor, când România celebrează centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Numele tuturor voluntarilor se vor regăsi într-o capsulă a timpului, care va fi îngropată în zona centrală a acestui loc, închinat memoriei eroilor români căzuți în primul război mondial. Un tablou.